Noile restricții anunțate la nivel național din cauza numărului mare de infectări cu virusul COVID-19 i-a bulversat pe unii oameni de afaceri din municipiul Pașcani, care au restaurante sau magazine comerciale. De dimineață, ei nu știau dacă au voie să deschidă și în ce condiții. În ceea ce privesc restricțiile în municipiul Pașcani, cetățenii, dar și antreprenorii, trebuie să știe că în prezent există o hotărâre emisă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, numărul 67 din 29 octombrie, care reglementează anumite aspecte. De exemplu, activitatea cu publicul în restaurante și cafenele, organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și sau concerte și activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Este important de știut că hotărârea a fost emisă pe 29 octombrie, când incidența municipiul Pașcani era de 2,15 la 1000 de locuitori și este valabilă până pe data de 11 noiembrie, urmând ca măsurile să fie reevaluate la finalul acestei perioade. Potrivit legislației în vigoare, atunci când Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ia măsuri cu privire la activitatea agenților economici sau instituțiilor pe baza ratei și incidenței cu COVID-19 la 1000 de locuitori, aceasta se face pentru o perioadă de 2 săptămâni. Astfel, dacă în municipiul Pașcani, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a luat hotărârea cu numărul 67 pe data de 29 octombrie, atunci când incidența în municipiul Pașcani era de peste 1,5 la 1000, aceasta rămâne valabilă pentru o perioadă de 14 zile până pe data de 11 noiembrie, când este reevaluată. Dacă la momentul de 11 noiembrie rata incidenței cu COVID-19 în municipiul Pașcani este alta, este modificată, atunci se ia o altă decizie dacă nu se prelungește măsura și decizia anterioară. În ceea ce privesc restricțiile date de la nivel național, acestea se referă la circulația pe timp de noapte, care este interzisă între orele 23-5 dimineața, petrecerile publice și private sunt interzise, iar magazinele se vor închide cel târziu la ora 21. Polițiștii au început deja să facă controale. Încă de noaptea trecută, polițiștii ieșeni au demarat seria activităților de informare cu privire la noile măsuri care au fost adoptate în cadrul completărilor și modificărilor hotărârii Guvernului numărul 935/2020. Astfel, în acest context, în intervalul orar 23-5, se interzice circulația persoanelor, cu excepția unor motive întemeiate. De asemenea, portul măștii este obligatoriu pe raza întregii țări. Totodată se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări sau a altor astfel de evenimente. Seria acestor acțiuni va continua și în perioada următoare, astfel încât cetățenii să fie informați și să nu existe situații care să se impună aplicarea unor sancțiuni contravenționale. De precizat este faptul că în ultimele zile incidența acumulată a cazurilor în municipiul Pașcani a scăzut constant. Potrivit informărilor oficiale de la Prefectura Iași, duminică 8 noiembrie, indicele era de 1,39 la 1000 de locuitori. Cele două piețe agroalimentare din municipiul Pașcani rămân deschise. Având în vedere faptul că cele două zone nu sunt spații închise, comercianții își pot continua activitatea în mod normal, iar clienții își pot face cumpărăturile ca și până acum. Singurele modificări sunt în ceea ce privesc cele două hale de lactate. Potrivit hotărârii numărul 81 emisă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pe data de 8 noiembrie, în zona deal, hala de lactate va rămâne deschisă, dar se vor rabata geamurile în vederea reducerii infecțiilor cu noul coronavirus, cu respectarea normelor de protecție sanitară. În zona Vale, hala de lactate va fi închisă pentru că nu există posibilitatea deschiderii ferestrelor, anunță autoritățile. Producătorii agricoli care nu mai pot vinde în spații închise vor putea să își comercializeze produsele pe mese amenajate în spații libere, se arată în hotărârea emisă de Comitetul Județean.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a dispus noi prevederi cu privire la funcționarea piețelor agroalimentare pe teritoriul județului Iași pentru perioada stării de alertă astfel. În toate piețele agroalimentare aflate în spațiu închis se vor rabata pereții sau geamurile în vederea reducerii infecțiilor cu noul coronavirus cu respectarea normelor de protecție sanitară. De asemenea, în cazul în care nu pot fi îndeplinite condițiile anterioare, mesele vor fi alocate producătorilor agricoli în spații publice, pe aleile sau pe străzile din proximitatea piețelor cu restricționarea accesului auto în spațiile respective. Comitetul Local pentru Situații de Urgență are obligația informării producătorilor agricoli autohtoni care vând în cele două piețe despre măsurile adoptate. Cu privire la modalitatea de informare, producătorii trebuie să fie anunțați de către comitetele locale pentru situații de urgență. Un alt aspect de precizat este faptul că hala comercială din zona Vale, acolo unde se vând haine și alte articole, va rămâne deschisă. Asta deoarece nu se încadrează în hotărârea emisă de autorități care se referă strict la piețe unde se vând produse agroalimentare. Menționăm că piața agroalimentară din zona Deal va fi închisă în ziua de marți 10 noiembrie. Primarul Marius Pintilie a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că se vor face lucrări de igienizare și reorganizare. Platoul urmează să fie spălat și dezinfectat, iar unele tarabe să fie vopsite. De asemenea, vor fi făcute schimbări majore în ceea ce privește amplasarea tarabelor și a chioșcurilor, pentru a se face loc și celor care au fost evacuați din fața halei. Primarul a anunțat că strada de alături va fi transformată în zonă comercială, iar platoul pieței va fi extins. Modificările urbanistice necesare vor fi supuse aprobării Consiliului Local. Scenariul galben sau hibrid adoptat de cele mai multe școli din municipiul Pașcani s-a transformat în roșu. De luni, elevii au intrat din nou în școala online. Hotărârea a fost luată la nivel național în contextul în care numărul celor infectați cu virusul COVID-19 a crescut tot mai mult de la o zi la alta. Elevii și profesorii sunt iarăși în fața unei mari provocări, când stilul clasic de predare a fost înlocuit cu tehnologia. Unitățile de învățământ din municipiul Pașcani erau deja pregătite pentru această situație. După cum știți, de astăzi, 9 noiembrie, tot sistemul educațional românesc a trecut din formatul față-înfață sau formatul hibrid în formatul de învățare online. Școala noastră s-a pregătit pentru acest lucru începând din martie. Noi lucrăm folosind platforma Microsoft Teams. Toți elevii noștri au conturi pe această platformă, sunt clasele deja configurate. Noi lucram într-un format, așa zis, online și din septembrie până acum, pentru că formatul acesta hibrid presupune o activitate cu elevii în clasă pe grupe și o parte elevilor acasă. De astăzi, toți elevii, din păcate, rămân acasă și se lucrează doar în acest format online. La Colegiul Național Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani, la fel ca și în mai toate școlile, unii profesori, mai exact 10, au ales să predea din sala de clasă, iar 4 elevi au avut nevoie de ajutor pentru a se descurca cu orele online în ceea ce privește echipamentul tehnic. Noi am făcut o situație statistică, chiar și Ministerul ne-a cerut una la finalul lunii octombrie. Doar 4 elevi nu ar avea dispozitive proprii, și anume 3 copii care sunt de la centru de plasament și încă un copil care a spus că are dispozitiv, dar numai pentru audio, nu și pentru video. Pentru acest copil din urmă, școala i-a asigurat un dispozitiv ca și el să poată să desfășoare orele în condiții normale, iar pentru cei 3 copii de la centru de plasament, centrul de plasament le-a pus la dispoziție un dispozitiv și vor fi toți 3 conectați pe același dispozitiv. Profesorii, cum își desfășoară orele, marea majoritate a profesorilor de la Colegiul Sadoveanu au ales și au optat pentru regimul de muncă telemuncă de acasă,
conform noilor proceduri din martie și până acum au această posibilitate, dar avem și 10 profesori care au optat să vină să-și desfășoare programul din școală. Aceeași situație este și la Colegiul Tehnic CF Unirea de pe strada Ceferiștilor. Conducerea școlii a lucrat la un orar adaptat acestor timpuri. Noi ne-am pregătit pentru acest scenariu, mutarea în scenariul roșu, deși la noi a funcționat foarte bine scenariul galben, învățarea hibrid. Avem o procedură operațională aprobată de Consiliul de Administrație pentru învățarea pentru școala în scenariu roșu și un plan de intervenție adaptat la nevoile momentului 9 noiembrie. Astfel, avem un orar online, astfel că toți elevii noștri vor învăța în online după același orar care l-au avut și săptămâna trecută, să spunem așa, pentru că a fost un orar foarte bine gândit, adaptat și pentru această variantă de roșu, în sensul că orele sunt modulare, toate orele dintr-o săptămână, de exemplu, dacă la matematică avem 3 ore pe săptămână, ele sunt grupate toate într-o singură zi consecutiv, nu sunt împrăștiate pe toate cele 5 zile ale săptămânii. Scenariul roșu vine și cu provocări. Circa 50 de elevi nu au acces la internet sau curent electric și din acest motiv școala le trimite prin poștă sau alte metode pachete educaționale, adică o mapă cu lecțiile la zi scoase la Xerox pentru a nu rămâne în urmă. Conform planului de intervenție pe care l-am lucrat în acest weekend, pe nevoile în momentul, așa cum spuneam, 9 noiembrie, avem o problemă în sensul că 96% din total elevi pe la Colegiul Unirea pot desfășura în acest moment școala online în bune condiții, pentru că au dispozitive electronice. În schimb, 4%, adică în jur de 50 de elevi, nu au resurse, nu au dispozitive sau, de fapt, nu dispozitive, nu au internet, doar acces la internet și nu au curent electric. Pentru că la noi elevii sunt, în general, din jurul Pașcanului. Și pentru acești 4% din total elevi, pregătim pachete educaționale, resurse, am mai făcut-o de altfel și în anul școlar trecut. Nu sunt singurii cu neajunsuri. Un procent de 77% dintre elevi, adică 856 de copii, învață pe telefoane inteligente, dar nu adaptate suficient pentru învățarea online. Pentru ei, conducerea școlii încearcă să obțină fonduri externe pentru tablete. 77% din elevii care își pot desfășura activitatea în online, din cei care acum învață în online, o fac însă de pe niște telefoane, de pe smartphone, care nu neapărat sunt foarte adaptate pentru învățarea aceasta online. E foarte, destul de greu pentru anumite discipline să putem să ne facem orele de pe telefon. Și atunci, pentru aceștia, deci un număr de 856 de elevi, din total elevii ai școlii, o fac își desfășoară lecțiile de pe smartphone. Și asta nu e un lucru bucurător pentru noi. Pentru aceștia, în această săptămână, vom depune aplicația. Peste 1400 de elevi de la Liceul Teoretic Miron Costin din Bașcani trec prin aceeași experiență, școala online. Începând de astăzi, Miron Costin, ca toate celelalte școli, a intrat în sistem online. Copiii accesează platforma Teams, profesorii de asemenea. Suntem obișnuiți cu această platformă pentru că până acum la Miron Costin s-a lucrat în sistem hibrid. Deci fiecare copil de la gimnaziu și de la liceu au reușit să se acomodeze cu această platformă. Este un pic mai greu la cei mici pentru că specificul învățământului primar nu este atât de apropiat învățământului prin tehnologie, dar încercăm să facem față. Important este să fim alături de copii în această perioadă și să reușim să transmitem prin empatie, din cunoștințele noastre și din experiența noastră, dar și din zona informațională, copiilor de acasă, tot ceea ce ar trebui să învețe în această perioadă în regim fizic. Și aici sunt copii care vor primi pachete educaționale acasă și pentru care conducerea încearcă să găsească soluții pentru dispozitive electronice. Copiii, în principiu, au dispozitive pe care le
o folosesc atât personale cât și împreună cu ceilalți membri ai familiei. Firește, sunt și copii care nu au acces la această tehnologie și pentru aceștia vom căuta soluții tipul pachetelor educaționale pentru a le transmite informația din această perioadă. Colegii mei profesori de asemenea reușesc să transmită de acasă sau pentru cei care au în familie parteneri, tot profesori sau copii care au nevoie de dispozitive, vor putea ține orele din școală. Astfel că încercăm să mergem pe o perioadă cât mai aproape de o normalitate. Închiderea școlilor a stârnit și nemulțumiri în rândul unor părinți, profesori sau elevi. Pe rețelele de socializare curg comentariile. Motivele, conexiunea proastă sau chiar lipsa internetului, timpul îndelung al copiilor în fața ecranelor sau chiar a lipsei dispozitivelor și multe altele. Menționăm că măsura închiderii școlilor și trecerea în scenariul roșu a fost luată pentru o perioadă de 30 de zile, dar cu posibilitatea de prelungire până pe 31 decembrie 2020. Situație complicată în învățământul pășcănean. Sute de elevi nu au acces la învățământul online pentru că nu au tablete sau alte dispozitive electronice și nici conexiune la internet. Nici profesorii nu stau mai bine. Unii își folosesc laptopurile personale, alții fac cu greu față provocărilor și sunt probleme mari de comunicare la distanță, acolo unde nu au fost puse echipamente profesionale de tip videoconferință. Problema este cunoscută de luni de zile, dar până acum nu a fost rezolvată. Guvernul a promis distribuirea de tablete, dar demersurile s-au blocat, iar administrația locală nu a făcut nimic, deși în alte orașe și comune din județ au fost achiziționate astfel de echipamente cu bani de la bugetele locale. De asemenea, este nevoie de bani pentru achiziționarea de materiale pentru dezinfecția permanentă a unităților școlare. În lipsa unor soluții concrete, unele școli au fost nevoite să se descurce singure sau să improvizeze, dar de câteva săptămâni de zile se pot depune cereri de finanțare din fonduri europene. De exemplu, la Colegiul CF Unirea, conducerea școlii s-a decis să încerce să obțină pe cont propriu suma de 265.000 de euro pentru tablete cu internet pentru 2 ani, laptopuri, videoproiectoare, tablete grafice și alte dispozitive electronice necesare învățământului online. E vorba de 3 indicatori de proiect însemnând dispozitive electronice pentru elevi, adică tablete împreună cu un abonament pe 2 ani cu acces la internet, conexiune la internet pe 2 ani de zile. Și de asta spuneam că cei 77% din elevii școlii desfășoară orele online de pe telefoane și ei pot fi eligibili pentru că sunt telefoane depășite, sunt telefoane vechi, nu deja uzate. Apoi un alt indicator este pentru profesori. Pentru profesori se pot achiziționa laptopuri și tablete, laptopuri de fapt doar atât pentru profesori. Noi am cumpărat deja până acum pentru jumătate dintre profesorii școlii titulari. Am dat deja colegilor noștri laptopuri acasă pentru a-și putea desfășura activitatea, laptopuri noi. Dar dacă vom câștiga acest proiect pe care îl vom depune săptămâna asta. Alte școli așteaptă ajutorul Inspectoratului Școlar Județean. În parteneriat cu acesta vor încerca să depună proiecte pentru echipamente tehnice și Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Liceul Miron Costin, Nicolae Iorga sau Mihai Busuioc din Pașcani. Colegiul Sadoveanu a aplicat și a semnat un contract pentru un asemenea proiect, având ca aplicant direct Inspectoratul Școlar Județean Iași. Iar prin programul POC se pot achiziționa tablete, laptopuri și alte dispozitive care pot fi folosite în școală pentru a susține lecțiile online. Colegiul Național Mihai Sadoveanu de asemenea a trimis situațiile statistice necesarul inspectoratului școlar cu speranța ca și acest proiect să-l facem împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Iași.
De exemplu, la Nicolae Iorga prin acest proiect se solicită aproape 500 de tablete, în jur de 30 de laptopuri, 4 table grafice și echipamente pentru videoconferință. La Liceul Tehnologic Mihai Busuioc sunt necesare 100 de tablete, 10 laptopuri, 24 de sisteme videoconferință, 24 table grafice și 20 de camere video. Școlile au în această perioadă două linii de finanțare deschise, una pentru echipamente și una pentru materiale cum ar fi măști de protecție, dezinfectanți, dispensere și lămpi UV pentru dezinfecție. Unele unități de învățământ au aplicat în nume propriu, altele prin intermediul ISJ Iași. Inspectoratul transmite că e în parteneriat cu următoarele școli. În această perioadă, școlile din județul Iași depun proiecte pentru a obține fonduri europene alocate prin ordonanța de urgență 144, pentru achiziționarea de tablete, dar și de măști dezinfectanți și containere sanitare mobile. Dacă ne referim la municipiul Pașcani, personalitate juridică, pentru a achiziționa tablete, una dintre școli depune un proiect în parteneriat cu Consiliul Județean. E vorba despre Școala Gimnazială Specială Pașcani. O școală depune singură, iar 6 dintre școlile din municipiul Pașcani depun aceste proiecte în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. Pentru cealaltă axă de finanțare, referitoare la măști dezinfectanți, containere sanitare, avem o școală din municipiul care, din zona municipiului, de fapt, care depune la fel un proiect singur, una dintre școli în parteneriat cu Consiliul Județean, iar 5 dintre ele, deja au semnat unele dintre documente, depun proiectele în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. Problema a fost discutată și în cadrul primăriei Pașcani. Noul edil a convocat săptămâna trecută o ședință cu toți directorii pentru a afla cu ce probleme se confruntă. După discuțiile cu funcționarii și specialiști în accesarea fondurilor europene, s-a ajuns la concluzia că este mai bine ca fiecare unitate de învățământ să se descurce singură. Mai exact, cererile de finanțare să fie depuse de școli, nu primărie, pentru a putea deconta investițiile făcute până acum, iar achizițiile să fie mai facile. Administrația locală a avut același punct de vedere și pe timpul fostului primar, când se aștepta deschiderea sesiunii de finanțare. Depunerea acestor cereri din partea OAT-ului, și asta înseamnă o pierdere de 2-3 săptămâni de zile, dar oricum o stare de incertitudine, și motivat de faptul că dacă ar depune ei cererile, eventualele cheltuieli făcute până acum, cel puțin pe materiale sanitare, ar putea fi deja decontate. Asta înseamnă o economie undeva de vreo 200.000 până acum, dar poate 300.000 până la sfârșitul anului. Am hotărât împreună cu cei din conducerea unităților de învățământ să scrie ei cererile pentru aceste două axe, pe sanitare și pe dispozitive IT. Unii directori au fost luați prin surprindere de răspunsul primăriei. Asta deoarece actualul edil, Marius Pintilie, în calitate de primar ales, a cerut într-o conferință de presă ca administrația locală să își asume responsabilitatea de a depune cererea de finanțare cât mai repede pentru achiziționarea de tablete și alte sisteme electronice necesare orelor online. Acum ei trebuie să se descurce singuri sau cu ajutorul inspectoratului școlar. Și aici mă refer la echipamentele IT, iar sumele mari implică și proceduri de achiziții. Ghidul permite și decontarea consultanților pe parte de achiziții. Adică atât scrierea, cât și achiziția, dacă este cazul, poate fi contractată din extern, iar ei trebuiau să apeleze la aceste firme de consultanță. Din ce am înțeles în ultima vreme, au o corespondență și cu Inspectoratul Școlar Județean și acolo, nu știu exact, dar probabil zilele astea se va hotărâ dacă se va ocupa Inspectoratul Școlar Județean până la urmă să depună cererile de finanțare. Nimeni nu știe dacă și mai ales când vor primi echipamentele solicitate. Până atunci, sute de copii sunt privați de un drept elementar, accesul la educație, iar consecințele sunt greu de anticipat.
Catedrala ortodoxă din zona Deal a schimbat radical fața municipiului Pașcani. Începută în anul 2005, biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh se pregătește pentru deschiderea serviciului permanent pentru credincioși. Construcția clădirii a fost finalizată, iar în momentul de față se lucrează la rețelele de încălzire, una pentru demisol și alta pentru spațiul principal pregătit pentru slujbele religioase. Au fost cumpărate deja materialele necesare pentru executarea lucrării, cu bani donați de un om de afaceri. Acum se caută un sponsor pentru achiziționarea a două centrale pe gaz metan. Preotul protopop Pavel Postolache, viitorul paroh al lăcașului de cult, spune că lucrările trebuie finalizate până la venirea iernii. Tot de atunci va începe să țină cu regularitate slujbele pentru credincioși în spațiul amenajat la demisol. În partea de demisol a catedralei, lucrarea este oarecum finisată. Acolo avem sistemul de încălzire prin așa numitele convectoare de căldură. Așa, eu am mai învățat termenii aceștia, așa vrând nevrând. Eu nu sunt specialist, ca să vă vorbesc ca un inginer. Dar consultând ingineri, tehnicieni, așa, oameni pricepuți, au ajuns la concluzia că cel mai bun sistem este pentru demisol sistemul prin convectoare de căldură, iar în biserică, care este și înaltă, este și spațioasă, așa, sistemul cel mai eficient este prin această încălzire termică în pardoseală. O vedeți și frățiile voastre cum arată, tot ceea ce înseamnă mașinăriile acestea, distribuitoare, pompe de toate felurile, sigur, la care zilele acestea neapărat trebuie să ne hotărâm pentru două centrale termice, una de 150 de kW și cealaltă de 150 de kW. Un alt proiect aflat în lucru este realizarea picturilor în biserică. Lucrările vor fi efectuate în următorii ani după obținerea vizelor necesare și în funcție de obținerea banilor. De aceea, în orice biserică, când ne referim și la pictură, pictura cea mai importantă, se spune, dacă ai această pictură, ai toată biserica pictată. Și anume, în bolta turlei mari, sau unde nu este turlă, pe naosul bisericii, pe bolta care o avem în biserică, este așezată icoana Pantocrator a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care noi, din dorință, câteodată ne gândim că parcă a fost prea aprins această dorință, prea mult ne-am dorit ca să-L așezăm deja pe Hristos, deși lucrările nu erau finalizate și nu sunt finalizate, așa, să-L așezăm, să-L coborâm pe Mântuitorul din cerurile Lui, aici, în biserica aceasta, și de aceea cu darul Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează prin oameni, prin darul unor prieteni ai Domnului Hristos, ai bisericii sale și ai noștri, așa am reușit să așezăm prima pictură, prima icoană. Și este vorba de icoana Pantocrator în mozaic. Catedrala are o suprafață de peste 800 de metri pătrați, amprenta la sol, desfășurată pe două niveluri. Marți, cerul va fi acoperit de nori în toate zonele joase din România, unde izolat se vor semnala și burnițe slabe. Vântul va sufla moderat în sudul Banatului, slab până la moderat pe litoral și mai mult slab în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor situa în general între 9 și 14 grade în toată țara, cu cele mai ridicate valori așteptate în sudul Banatului și pe litoral. În județul Iași, ziua de marți aduce vreme rece și cer acoperit de nori cu șanse slabe de precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi cuprinse între 8 grade pe parcursul zilei și în jur de 3 noaptea. Vremea va menține aceleași valori și în perioada următoare. Izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare.
spală-te des pe mâini și nu îți atinge fața cu mâinile neigienizate. Evită îmbrățișările și strângerile de mână. Folosește plata cu cardul. Evită contactul cu suprafețele comune. Dacă le atingi, nu uita să te dezinfectezi și procedează la fel cu ecranul telefonului. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Iată ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți. Berbec, vrei să rezolvi niște probleme mai vechi și care nu-ți dau pace de ceva timp. Nu te implica în dispute cu membrii familiei și cere ajutorul partenerului de viață atunci când ai nevoie. Taur, ai de gând să faci schimbări în viața ta, iar cei apropiați te susțin. Nu ai o situație financiară foarte bună la momentul de față, însă lucrurile se vor îmbunătăți cât mai curând. Gemeni, ai parte de o surpriză din partea unei persoane dragi și starea ta psihică a devenit mai bună. Ar fi timpul să-ți schimbi stilul de viață și să eviți mâncărurile nesănătoase. Rac, este momentul perfect să pui în aplicare acel proiect la care lucrezi de mai mult timp și care ți va aduce venituri suplimentare. Un membru din familia ta are nevoie de ajutor. Leu, vrei să faci următorul pas în carieră sau chiar să-ți schimbi domeniul de lucru. Nu refuza oportunitățile care se ivesc și ai grijă la cheltuieli. Analizează foarte bine orice decizie pe care ai de gând să o iei. Fecioară, o persoană cunoscută îți face o propunere de colaborare pe care nu ar trebui să o refuzi, mai ales că te va ajuta în dezvoltarea ta profesională. Balanță, vrei să investești într-o afacere care ți-ar putea aduce venituri foarte mari. Ar trebui să ceri sfatul cuiva care se pricepe la asemenea chestiuni ca să știi ce ai de făcut în continuare. Scorpion, lucrurile merg bine la job și începi să culegi roadele muncii tale, însă nu te supra-solicita pentru a câștiga mai mulți bani. Ar trebui să-i acorzi mai multă atenție persoanei iubite. Săgetător, ai de gând să faci schimbări prin casă și conflicte cu membrii familiei pe această temă. Încearcă să ții cont și de opiniile lor și să ajungeți la un consens. Capricorn, te confrunți cu probleme financiare și ți se pare că situația nu are nicio rezolvare. Nu mai cheltui banii pe lucruri de care nu ai nevoie urgentă și ocupă-te de noile proiecte care să-ți echilibreze veniturile. Vărsător, este un moment bun pentru a-ți lărgi cercul social și pentru a stabili relații cu viitorii parteneri de afaceri. Se poate să ai o propunere de colaborare care să te ajute în plan financiar. Pești, îți rezolvi niște probleme mai vechi și ai idei bune la locul de muncă pe care colegii și superiorii le apreciază. Ai mai multă grijă de tine și nu munci mai mult decât îți permite corpul. Ne-am izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Nu lăsa să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României.